atât acum noi știm să... cele două calități, cea de suspect după care cea de inculpat s-a făcut punerea mișcarea activii penale față de domnul Horia Georgescu. Este vorba de trei fapte de abuz de serviciu, posibile fapte. De asemenea, s-a reținut și un prejudiciu, dar din punctul nostru de vedere, acest prejudiciu fluctuează și nu este cel real. Domnul Horia, de ce este vorba? Domnul Horia Georgescu se declară nevinovat din acest punct de vedere, urmând să probeze faptul că această măsură a reținerii și respectiv viitoarea propunere de luare a măsurii arestului preventiv este total disproporționată cu scopul măsurilor preventive și mai ales cu neimplicarea domniei sale în aceste trei acuzate. Dar încercă să abuzeze.